Hei, salut, bine v-am găsit, domnilor și domnilor. Astăzi vreau să atac două noi motive pentru care intrăm în relații nepotrivite, în care, pentru care intrăm în contact cu persoane nepotrivite și ni le băgăm în viață. Unul dintre ele ar fi programarea din trecut. Ce înseamnă această programare din trecut? Această programare din trecut înseamnă că ni s-a spus că nu există relații fericite, că nu există relații bune. Haideți să eliminăm totuși cuvântul fericire pentru că îmi pare că apasă un pic am greu și oricum este înțeles greșit. Că nu există relații funcționale, hai să-i spunem așa. Mai mult decât atât nu am văzut niciodată în viață chestia asta și drept urmare neavând repere putem trage o concluzie biasată evident și anume faptul că relațiile funcționale nu prea sunt, nu prea există, sunt prea puține, drept urmare lasă așa. Al doilea motiv pentru care intrăm în relații cu persoane nepotrivite sau știu și eu aducem în viața noastră persoane care nu ni se potrivesc ar fi cel legat de suferințele anterioare care ne țin blocați într-o anumită stare și această stare se perpetuează în toate noile noastre interacțiuni. Și aici ar fi de spus că este foarte important ca după ce ai trecut printr-o relație tensionată sau o relație toxică, cum spun cei mai mulți oameni. N-ar fi rău să stai să te cureți puțin. Cum să te cureți puțin? Pur și simplu să ieși puțin din mediul ăla în care ești victimă și să încerci să cunoști oameni. Ca o perioadă să fii deschis sau deschisă în a cunoaște și alte povești de viață, de a vedea și alte tipologii umane, fără neapărat să-ți faci un ideal din a intra într-o relație imediată. Uh, pentru că asta te ajută să te cureți. Nu trebuie să stai să pui lupa pe tine non-stop, așa cum fac majoritatea oamenilor și poate nici nu e obligatoriu să ajungi la terapie. Uh, depinde, aici este alegerea ta, nu merg pe ideea că sigur doar la terapie. Nu. Uh, însă ar fi să poți să te cureți astfel încât să nu duci mizeria din relația anterioară în relația următoare, pentru că observ că se întâmplă lucrurile astea și nu știu dacă rezultatele sunt cele corecte. În momentul în care ai o stare de calm, de liniște, de împăcare cu situația, cu trecutul, poți să te uiți mai ușor la prezent, și să poți să-ți construiești viitorul, poate pe niște căi sau pe niște baze uh, solide și sănătoase. Câte vreme trecutul ăla este încă activ, câte vreme trecutul ăla încă îți creează probleme, va fi greu să te ancorezi la prezent și cu atât mai greu să poți să-ți construiești un viitor uh, pe măsură sau așa cum îți dorești. Dreptul mare, da, iată, astea sunt două noi motive... Uh, pentru care intrăm în relații nepotrivite sau atragem în viața noastră persoane nepotrivite și cu cel enunțat anterior și anume părerea ta despre percepția ta despre sexul opus, facem 3. Aștept părerile voastre și eventual sugestii și propuneri de materiale noi. Ne vedem data viitoare. Pa!